curg sesizările false la 112 după cazul de la Caracal. O tânără de 17 ani din Caracal a sunat duminică pentru a reclama că a fost răpită. În realitate, tânăra era acasă, iar la sosirea polițiștilor, aceasta își închisese telefonul și scosese cartela din el. Acest lucru îngreunând munca oamenilor legii care nu au mai putut să o localizeze. Isprava acesteia a pus în alertă 20 de polițiști, ajutați și de echipaje de jandarmi, care au căutat timp de 12 ore o tânără care avea chef de glume. Și în mod sigur, în tot acest timp, cineva avea realmente nevoie de ajutor. În prezent, tânăra se află la audieri la sediul poliției din Caracal. În acest weekend, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați prin Sistemul Național Unic Apeluri de Urgență 112 de către o persoană care nu a vrut să-și furnizeze datele de identificare cu privire la faptul că ar fi fost sechestrată într-o locuință de pe raza municipiului Caracal. Ca urmare a acestui fapt, la nivelul Poliției Municipiului Caracal s-a constituit un dispozitiv format din aproximativ 20 de polițiști, sprijiniți de forțe ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, care au efectuat activități de căutare a persoanei în cauză. Operațiunea a durat aproximativ 12 ore, în condițiile în care, în urma apelului, nu au fost furnizate informații care ar fi putut fi exploatate, la final constatându-se că aspectele sesizate nu s-au confirmat. După apariția cazului de la Caracal, s-a dublat și numărul apelurilor la 112. Dacă în trecut erau în medie 60 de apeluri pe zi, în prezent avem 120 de apeluri, în mare parte false. Sunt persoane care anunță dispariția copilului din fața blocului, iar câteva minute mai târziu revin să anunțe că era în casă. Isteria creată de cazul Caracal începe să nu poată fi controlată. Apelurile false s-au înmulțit în ultima perioadă și reprezintă o problemă, viața altor persoane putând fi pusă în pericol. Forțele de intervenție caută piste false, în timp ce ar putea exista persoane care au nevoie reală de sprijinul acestora. Cei care sună la 112 pentru a face farse riscă să plătească o amendă de 500 de lei.